Pe lângă mâncare expirată și mizerie în bucătărie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care a descins în mai multe localuri din București, spune că a descoperit și înțelegeri scandaloase între inspectori și patroni. Iar aceste înțelegeri au pus în pericol sănătatea clienților. ANPC a verificat 18 restaurante asiatice din capitală, iar jumătate au fost deja închise din cauza neregulilor. Șeful ANPC declară că aceste unități nu au fost controlate de ani de zile, pentru că anumiți inspectori ar fi luat șpagă, bani sau produse de la reprezentanții lor. Oficialii au demarat o anchetă internă și vor sesiza și Direcția Națională Anticorupție. Inspectorii ANPC au filmat în bucătăriile restaurantelor asiatice verificate pentru a arăta de ce au decis să le închidă. De ce nu aveți termen de valabilitate? De ce nu este marcată? Și aici, ce este? E un sos. Au găsit preparate expirate, sosuri păstrate nu se știe de când, în bidoane murdare sau carne depozitată necorespunzător, fără etichete de valabilitate. Potrivit autorităților, aparatura nu mai fusese de mult curățată, la fel și vasele folosite pentru prepararea mâncării, care în unele cazuri erau depozitate și pe jos. Ustensilele erau murdare și în unele cazuri ruginite, iar pereții erau plini de pete. Cât pot fi consumate pachetele de primăvară? Nu știu. Nu există zonă de procesat distinctă pentru carne, pește, legume. Toate lucrurile se petreceau la grămadă în niște spații mai mult decât insalubre. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, spune că a demarat verificările după ce a găsit documente care arătau că unii comisari nu au sancționat neregulile constatate și au primit în schimb bani și mâncare. Administratorii restaurantului care ne-au atras atenția că o colegă de-a noastră comisar trece săptămânal pe acolo și ridică bunuri în valoare de 1000 de ron. În urmă cu două săptămâni, un alt operator economic semnala că a dat altor doi colegi suma de 2000 de ron, urmând ca aceștia să închidă ochii. Acesta este unul dintre cele 9 restaurante închise de inspectorii ANPC până la remedierea deficiențelor. Și vorbim de probleme extrem de grave. Comisarii au găsit aici mâncare expirată mai bine de 2 săptămâni și scoasă totuși la vânzare. Am încercat să stăm de vorbă cu administratorii acestui restaurant central, însă sunt străini, cehi și nu au fost de găsit. În schimb, o fostă angajată ne-a povestit lucruri pe care clienții nu le știu, cum autoritățile ar fi fost convinse ani la rândul să închidă ochii la neregulile acestui restaurant deschis acum 7 ani. Pachetele de primăvară, la toate controlele, ele și-au perioadă expirat, pentru că nu reușeau să le vând. Și la fiecare control al OPC-ului, tot timpul se mușamalizau. Am fost eu găsită vinovată că n-am reușit să-i conving pe cei de la autorități să închidă ochii și să-i mituim doar cu bani. Toate cele 9 restaurante închise momentan de ANPC aveau mii de clienți în fiecare zi. În total, 18 restaurante au fost verificate de inspectorii ANPC. Au dat și amenzi 26 în valoare de peste 300.000 de lei și au retras de la comercializare peste 1.200 de kilograme de produse. Cu atât mai grav este că preparatele din aceste restaurante asiatice, chinezești, vietnameze sau japoneze, au și rețete pe bază de carne crudă, pește crud și ouă, care, expirate și stricate, ar putea fi chiar mortale pentru cei care le mănâncă. De multe ori, carnea nu este preparată termic sau insuficient preparată termic, când gândim la sushi, șansa să facem o toxinfecție crește extrem de mult. Poate să fie cu complicații atât de mari încât să ajungă și la deces. Ori lipsa de igienă, toate pot să ducă împreună categorii la șanse mari de infecții digestive. Președintele ANPC a demarat o anchetă internă pentru a afla câți angajați ai instituției sunt implicați în acest scandal și spune că va sesiza Direcția Națională Anticorupție. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.